Domnule primar Miluc Grigoraș, bună ziua! Iată, suntem la dumneavoastră în comună de data asta, unde urmează să ne prezentați câteva dintre obiectivele realizate, de exemplu, cum este cel de aici din spate. Mulțumesc pentru că ați dat curs invitației mele de a vă prezenta acest spațiu de joacă. Este un spațiu de joacă pe care l-am amenajat pentru copiii satului Ruginoasa printr-un proiect desfășurat prin Ministerul Agriculturii, agenția POPAM. Ce pot să spun despre el? Valoarea lui este de 25.000 de euro. Mare parte din sumă s-a alocat covorului de tartan care protejează copilul împotriva accidentelor în cazul în care el mai și cade. În rest, ce pot să vă mai prezint este această cascadă de obiective și de joacă pe care copiii se bucură, de care copiii se bucură la momentul ăsta. Într-adevăr, încă nu am făcut recepția, urmează ca zilele astea să fac recepția finală la terminarea lucrărilor și după care să pot spune, să fac și alte investiții în ceea ce privește acest spațiu, în sensul că să amenajez și o cale de acces pentru un pietonal, de fapt, pentru părinți și cu bănci laterale. Dumneavoastră n-ați făcut oficial recepția, dar copiii au făcut-o deja, neoficial. Da, da, copiii deja, doar numai vreo câteva zile au rezistat să stea departe de el. La momentul de față, el chiar este foarte purtat, să spun, într-o oarecare măsură. Da, și-a făcut rădajul. Rezistă. Vor mai fi și alte investiții de genul ăsta în comună pentru copii? Da, deci eu mi-am planificat să fac mai multe spații de joacă pentru că domeniul public ne mai permite în a mai construi spații de joacă și în alte zone ale comunei. Domnule primar, ce se petrece aici în spatele nostru? Ne aflăm aici pe drumul Cărbunăriței, strada Cărbunăriței, unde avem în desfășurare proiectul de modernizare drumuri de interes local, proiect finanțat prin programul național Angel Salini, în valoare de 9.210.000 de lei, pe care firma constructoare vrea să îl finalizeze în preajma Paștelui. Da. Concret, ce se petrece? Se așează pământul? Se toarnă ciment sau ce? Modernizarea constă în strat de fundare, terasamente, acostamente, șanțuri și turnarea unui covor de beton rutier, care va putea prelua, aș putea spune, traficul greu care se desfășoară pe acest tronson de drum. De lung tronsonul? Tronsonul este de 3,9 km. Tot tronsonul, inclusiv strada Cărbunăriței, strada Florilor, strada Teilu și strada Huciului.